Salut, Arnume, eu sunt Gino și îmi pare foarte rău că n-am mai putut posta pentru că am avut niște probleme cu hardul, am dat și la veche, la ultima mea postare, am zis că în descriere am avut foarte multă treabă la hard, că trebuie să-mi schimb hard, trebuie să caut la compatibilitate. Am luat unul de 500, dar nu era compatibil cu placa mea de bază. Ba, am mai luat unul, nu era compatibil, nu mai știu cu ce. Ba, am mai luat unul, nu vrea să-mi instaleze Windows-ul. Nu mai contează. Am reușit până la urmă să-mi iau unul de 3 tera. Am strâns până acum bani să-mi iau unul de 3 tera. Da? De 3 tera. Da, de 3 tera. Și mi-am schimbat aproape cam tot PC-ul. Nu mai am o din PC-ul ăla, adică de 3 GB RAM cu placa video Nvidia GeForce VX 5500 și procesorul 2.11. Acum am un procesor i7. Cred, nu, ba da, i7. Că mi-am gândit când am cumpărat pe site-ul Idiot, după depozit PC sau ceva gen. Am luat și placă video GTX 960 sau e, da, 960. RAM-ii am făcut de 8 GB RAM-ii. Hardul de 3 TB. Deci, eu zic că e destul de bine, dar nu înțeleg de ce am frame drop-uri. Încep să am niște frame drop-uri. Și apropo, îmi pare rău că n-am putut să postez atât timp. Uite, acum încep să mă repet. What? Ce frame drop? What? Nu! Hai de cap, ce bate soarele la halul ăla. Da, deci eu vreau să acest video este un fel de pamflet, un fel, între ghilimele, un pamflet, ca să vă spun de ce n-am putut să postez și de acum o să încerc să postez foarte, foarte des. Pentru că îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar uite, acum am văzut că am avut 70 de abonați, îmi pare foarte bine și nu știam cum. Și nu credeam că o să ajung la atâția. Dar e bine. Și îmi pare bine pentru că mulți după YouTube am văzut acolo notificări și pe Facebook-ul canalului. Am văzut că mulți mi-au lăsat că ce s-a întâmplat, de ce n-am mai putut să postez, ce e cu mine, etc. În acest video ați aflat tot ce s-a întâmplat. Hardul atunci când mi s-a distrus, mi s-a mâncat. O să fac o poză la hardul care l-am avut și o să postez fix pe Facebook toate hardurile care le-am încercat. Deci toate hardurile care le-am încercat o să le postez pe Facebook. Ca să nu ziceți că mint, că și acum le-am pe o stradă la mine, chiar sunt chiar aici jos la mine în dulap. În dulapiorul ăsta vii. O să le las acolo să putrezească alea de 500, 300, 250, 1 tera și 800. O să le las să putrezească, dă-le naibii. Așa. Oh, am scos 54 de secunde. Băi, mă. Și go! Deci, oameni buni, nu o să vă spun, lăsați un like sau dați pentru că am văzut la niște prieteni că au zis tot la fel. Bă, lăsați un like că vă place ce fac eu și asta și mai mult dislike-uri și de frică nu o să mai zic dați un like, dați un share, abonați-vă, faceți ce vreți. Dar vă rog frumos, nu dați dislike. Stai, dacă am zis asta acum, o să dați dislike? Așa, ce dracu. Așa, perfect. Am ieșit urât. Deci. Deci, lăsați un like. Un share. Abonați-vă, să fiți acolo cu toate. Stați ca nu închid încă videoclipul, nu-l închid. Că mi-a fost dor de voi, nu-l închid, calm. No, no. Așa. Deci, am avut și niște tangențe cu fosta mea iubită, n-am mai putut să mai postez, că a fost puțin așa cam trist, cam loser, că de, sunt but, de. Și am avut noroc cu un prieten foarte bun, Dani. M-a ajutat foarte mult, Dani. Și Dani, dacă te uiți la videoclipul ăsta, îți mulțumesc, frate. Ești fratele meu number one. Ah, da. Pe Facebook-ul meu personal, am văzut că n-am la prieten pe Dani pe net. I-am povestit tot ce mi s-a întâmplat cu iubita, cu tatăl meu mort, cu nu știu ce cauză mort și toate astea. Mi-a răspuns sincer la toate întrebările și m-a ajutat psihic.
N-am putut să mai fac nimic. Eram distrus. Când mă gândeam că m-a părăsit iubita, nu dau nume, că poate iau copyright sau ceva. Așa că mai bine să schimbăm subiectul. Să vedem ce mai faceți voi. Voi ce mai faceți? Foarte bine pe și eu, bine, bă, frăție, mă. Da. Deci, ce am făcut în acest timp? Mi-au lăsat niște prieteni comentarii. Ce ai făcut în tot timpul ăsta de n-ai postat? Păi, ce am făcut? Am avut probleme la școală. Vreau să-l bat pe director. Și nu glumesc, vreau să-l bat cu adevărat. Vreau să-l iau la bătaie. Nu ce-a făcut o mașină pe mine, mă. Vreau să-l bat pentru că... De ce un director să te înjure de morți? De când te înjură directorul de mort? Îmi zice, fii toți morții, mati. De ce? Că... Hai de pula mea. Hai de cofă. Așa. Bă, deci, de ce un director a ajuns să mă înjure pe mine de morți? De când? De când mă înjură pe mine un director de morți? Singura mea întrebare. Așa că l-am luat... De fapt, nu l-am atins, nu i-am făcut nimic. M-am dus de cât spre el, că dracu, mă puteai exmatricula dacă îmi băteam. Așa că m-am dus de cât în el și am zis, de ce m-a înjurat de mort? El a trecut din gură, s-a dus la el în birou. Ca un om normal. A închis ușa așa, tare, mă! Tare, tare a închis ușa aia. Era, mai era puțin și puneam degetele în ușa aia și mă... Și făceam să am de acolo. Să l-am dorat, să țin. Cum dracu-i zice. No. Bă, frate, cred că o să încerc să postez și mai des. Lăsați și voi un comentariu cu ce vreți să postez acum cu jocul ăsta. Eu postez acum că... Cum îi zice... Că vreau decât să vă dau informații, lăsă un video informativ de ce am putut să postez. Bă, atenție, am nevoie de un intro. Care mă poate ajuta? Un intro. Care se pricepe la intro-uri, să lase un comentariu, sau dacă mă are pe Skype, să îmi dea și mie PM ceva. Skype-ul meu este în descriere, Facebook-ul, canalul este în descriere. Toate informațiile care le doriți este în descriere. Atenție, pe Facebook-ul canalului am să postez toate hardurile care nu mi-au funcționat. O să le postez pe toate așa într-o machetă. Tot. Ca să nu ziceți că postez același hard și că o să le postez chiar cu noul meu telefon. Da, mi-am schimbat telefonul care are Windows 8 și nu-mi place. E bine, m-am obișnuit cu el, dar nu merge să-mi descar nimic, trebuie să fac nu știu ce cont pe Microsoft și mă enervează. Deci, eu vă mulțumesc de vizionare, lăsați un like, un share, abonați-vă la canal ca să fiți la curent cu toate. Și mă scuzați că mai mă pricep așa de bine. Nici înainte, dacă stați să mă gândesc, nici înainte nu cred că mă pricepeam așa de bine. Cred că acum mă pricep mai bine decât înainte să mor eu. Deci, am jucat cu niște prieteni GTA 5. Bă, m-a enervat că aveam niște frame drop-uri îngrozitoare când vreau să filmez. Trebuie să fac ceva, trebuie să mă duc cu procesorul, cred. Pe de la ala cred că am frame drop-urile. Așa, și atât. Nu mai am nimic de zis. Man, ce mă mâncă nasul. Așa. Eu vă mulțumesc de vizionare. Am mai zis o dată asta de 3 ori, cred. Bă, țu cu mine. Deci. Era să zic din nou, vă mulțumesc de vizionare. Băga-mi aici cu ce ori, nu mai știu nimica. Deci, ne mai vedem la un Survival Games, care vrea să ia parte cu mine la un Survival Games, un PM pe Skype sau un comment. La revedere! Mulțumesc de vizionare! Ce cu mine?